Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu, vă voi vorbi astăzi despre coeficienții de ierarhizare. În data de 22.12.2011 îmi expiră contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. Ce coeficienți de ierarhizare folosesc pentru întocmirea grilei de ierarhizare? Răspunsul specialiștilor portal Codul Muncii. Acordarea drepturilor salariaților este obligatorie atât dacă aceste drepturi izvorăsc din dispoziții legale, cât și din prevederile cuprinse în contractele colective de muncă, încheiate la diferitele niveluri sau în contractele individuale de muncă. Astfel, potrivit dispozițiilor articolului 40 alineatul 2 litera C din Codul Muncii republicat, angajatorii au obligația să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă. În ceea ce privește obligația, se incumbă angajatorilor în privința stabilirii salariilor sau angajaților cu respectarea unor coeficienți minim de ierarhizare, aceasta are ca izvor dispozițiile convenționale cuprinse în contractele colective de muncă. Astfel, CCMUN pe anii 2007-2010 prevedea astfel de coeficienți minimi a căror respectare era obligatorie pentru stabilirea salariilor. După modelul CCMUN, multe contracte colective la nivel de ramură au preluat reglementarea unor coeficienți minimi obligatorii pentru stabilirea salariilor angajaților de la nivelul unităților cărora li se aplică dispozițiile respectivelor contracte. Prin urmare, nu există o obligație legală în sarcina angajatorului de stabilire a salariilor angajaților cu respectarea coeficienților minim de ierarhizare, ci una convențională, izvorul acestei obligații constituindu-l contractele colective de muncă. Obligativitatea efectelor contractelor colective de muncă încheiate la nivelele stabilite de legea 130/1996, în prezent abrogată, este expres prevăzută la articolul 2, alineatul 2 din legea 40/2011, cu modificarea și completarea legii numărul 53/2003, Codul Muncii, potrivit căruia contractele colective de muncă în aplicare la data intrării în vigoare a prezentei legi își produc efectele până la data expirării termenului pentru care au fost încheiate. Apreciem această dispoziție legală drept o aplicație a excepției ultraactivității legii civile vechi, potrivit căreia legea veche își mai produce efectele un timp, deoarece, deși a intrat în vigoare o lege nouă, bineînțeles, asupra unor situații determinate, precizate în mod expres. Așadar, chiar dacă a intrat în vigoare legea 62/2011, iar legea 130/1996 a fost abrogată, contractele colective de muncă în aplicare la data intrării în vigoare a legii 40/2011 își produc efectele până la data expirării termenului pentru care au fost încheiate. Astfel, în baza acestor dispoziții legale, apreciem că contractele încheiate la nivel de ramuri de activitate vor produce efecte față de destinatarii acestora până la data expirării termenului pentru care au fost încheiate. În concluzie, dacă la data negocierii există un contract colectiv la nivel de ramură din care face parte angajatorul, în derulare, în conformitate cu specificațiile anterioare, el va constitui izvor de drept și temei pentru acordarea drepturilor prevăzute în aceasta pentru salariații încadrați la angajatorii care fac parte din ramură.